Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Stimați colegi, duminică România sărbătorește Ziua Internațională a Familiei. Este un prilej pentru noi, oamenii politici, de a face un bilanț a măsurilor pe care fiecare formațiune politică, fiecare instituție le-a luat pentru sprijinirea familiilor din România. Și, desigur, întrebarea se adresează în primul rând celor din arcul de guvernare, ceilor care sunt parlamentari, care asigură o majoritate parlamentară și care au condus România în ultimii 2 ani, și mă refer aici la PSD, care constat că nu au luat măsuri coerente pentru sprijinirea familiilor din România. Ca partid de opoziție, desigur, este și pentru noi momentul unui bilanț și noi, Partidul Național Liberal, am sprijinit chiar din opoziție familiile din România prin dublarea alocației pentru copii, prin creșterea indemnizațiilor pentru copii. Considerăm însă că nu este suficient, considerăm că trebuie să facem mai mult și de aceea în 18 ianuarie am adoptat în unanimitate în forul nostru de conducere, Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal, o rezoluție pentru sprijinirea familiilor active din România în vederea refacerii echilibrului demografic. Problemele familiilor din România trebuie identificate și trebuie găsite soluții pe termen mediu și lung la aceste probleme. Am făcut o evaluare împreună cu Organizația de Femei a Partidului Național Liberal asupra situației familiilor din România, asupra problemelor cu care se confruntă și vă enumăr doar câteva. Dificultăți în achiziționarea unor locuințe pentru tineri, lipsa locurilor în creșe și grădinițe, școli în care se învață în 2 schimburi, un sistem de educație care nu oferă perspectivă absolvenților de liceu și absolvenților de facultate, un sistem de sănătate care nu pune accent pe prevenție, pe asigurarea unei stări de sănătate corespunzătoare pentru cetățeni, măsuri fiscale insuficiente pentru angajații cu familii, cu copii. Iată câteva dintre gravele probleme cu care se confruntă familia din România. În perioada aceasta, Partidul Național Liberal lucrează la un set de politici coerente, la o viziune pe termen mediu și lung pentru a sprijini familiile din România. Nu trebuie să fim doar spectatori la datele statistice, la semnalele de alarmă trase de specialiști care ne spun că dacă nu luăm măsuri de sprijinire a familiilor din România, este amenințat însăși viitorul acestei națiuni. Am să enumăr câteva dintre proiectele majore pe care le propune Partidul Național Liberal, și anume locuințe pentru familii cu copii, programul școală cu program prelungit, creșe și grădinițe pentru copii, măsuri fiscale de stimulare a familiilor active din România. Aceste politici publice vor fi supuse dezbateri în perioada următoare și ele, desigur, vor trebui aprobate în Parlament și de aceea fac apelul la toate forțele politice, la toată societatea civilă să sprijine proiectele demarate de Partidul Național Liberal pentru sprijinirea familiilor active din România în vederea refacerii echilibrului demografic. Trebuie să lăsăm deoparte orgoliile pentru că acest proiect amplu este dincolo de doctrină politică, este un proiect despre viitorul acestei națiuni, este un proiect despre viitorul României. La mulți ani tuturor familiilor din România, la mulți ani România. Mulțumesc!